Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Aceasta este a doua parte a videoclipului Cele două cauze reale ale războiului dintre Rusia și Ucraina. Așa cum am menționat și în primul videoclip, al cărui link îl găsiți în descrierea acestuia, am găsit necesar să fac acest subiect, să dezbat acest subiect, pentru că am văzut foarte multe articole și tot felul de știri pe la televiziune și nu numai, în care se dau tot felul de motive, unul mai exotic decât altul, fără legătură cu realitatea și, cum am spus și în videoclip, motivele sunt foarte simple. Le discut acum pe scurt. Mai exact, în primul rând și cel mai important motiv de departe este cel legat de obsesia Rusiei, cum că va fi atacată de NATO. Este o obsesie veche care provine din istoria sovietică și nu numai. Am discutat în detaliu în primul videoclip de unde provine acest lucru. Practic o istoria relațiilor dintre ruși și Occident, nu numai NATO, și înainte am pornit de la Ivan cel Groaznic și am venit până în timpul Uniunii Sovietice. Practic, Rusia tot timpul a vrut să își împingă granițele spre vest pentru a se proteja, a ajutat-o de câteva ori în istoria asta, a ajutat-o și în timpul invaziei lui Napoleon și în timpul invaziei lui Hitler. Am explicat astea în primul videoclip, distanțele uriașe, iarna rusă, infrastructura deficitară, partizanii, logistica, toate au fost de partea rușilor și au sabotat efortul lui Hitler și al lui Napoleon. Asta e doar un exemplu, au mai fost și alte invazii, am vorbit despre toate în primul videoclip, repet, îl găsiți în descrierea acestuia. Cred că ar fi util să-l urmăriți ca să înțelegeți exact despre ce este vorba. Deci, practic, este vorba de un motiv legat de siguranța militară a Rusiei, da? Deci ei se tem și vând această poveste poporului rus, dictatura lui Putin în primul rând. NATO vrea să ne atace, ați văzut chestia asta că o declară constant, vrea să ne cucerească, vrea să ne distrugă și atunci trebuie ca să ne protejăm. Și cum se pot proteja? Prin a-și împinge influența cât mai mult spre vest pentru a avea un buffer, o zonă de siguranță între ei și NATO. Am vorbit, repet, în primul videoclip, cum s-a ajuns la această situație. Astăzi o să preluăm de la căderea Uniunii Sovietice și până în zilele noastre, practic intrăm în detaliu și ne apropiem de ce se întâmplă acum, ca să vedem cum s-au desfășurat lucrurile și cum s-a ajuns la această paranoia rușilor și astăzi vedem cum i-a adus practic la dezastrele ce se întâmplă acum în Ucraina, atât pentru ucrainieni, cât și pentru armata rusă, care în acest moment se pare că este într-o situație de debandadă, ca să nu spun mai mult. Deci ăsta ar fi un motiv, motivul militar, motivul legat de protecția granițelor ruse, de iminența unui atac al NATO sau unui atac din partea vestului, și al doilea motiv este un motiv secundar, zic eu, legat de dominația asupra nordului Mării Negre și a resurselor de gaz descoperite acolo de Ucraina și de România parțial. Rusia are un singur avantaj, practic, în economia actuală, un avantaj din punctul meu de vedere, am mai vorbit și în alte videoclipuri despre Rusia, în detaliu, economia ei, istoria ei, relațiile ei cu Ucraina, relațiile ei cu Vestul, le găsiți pe toate în descrierea acestui videoclip. Dacă vreți să înțelegeți cu adevărat subiectul și ce se întâmplă, vă sfătuiesc să-l urmăriți. Deci Rusia a fost tot timpul, în ultima sută de ani, să spun și Uniunea Sovietică, un colos al resurselor naturale. Pe asta s-au bazat ei. Din punctul meu de vedere, am mai spus și în alte videoclipuri, nu este o economie super dezvoltată, cea care își vinde resurse naturale, ci economiile dezvoltate cumpără aceste resurse și apoi revând înapoi Rusiei și nu numai produsele high-tech realizate din aceste produse, din aceste resurse. Deci, practic, preiau petrol și gaz, de exemplu, Germania, cel mai mare cumpărător al Rusiei, cu care a avut o relație în general călduță până acum. Germania preia gaze și petrol din Rusia și fabricile ei le transformă în mașini de înaltă tehnicitate, nu numai, mă refer aici, nu numai la BMW, Mercedes și așa mai departe, ci și la multe alte tehnologii avansate pe care Germania le posedă și ia aceste resurse relativ ieftin, le transformă și apoi le revinde mult mai scump în alte țări, inclusiv Rusia. Deci, din punctul meu de vedere, țările nedezvoltate se bazează pe exportul resurselor naturale, țările dezvoltate iau aceste resurse, le transformă și le revând mult mai scump. Și din acest motiv, Ucraina, descoperirea acelor resurse de petrol, plus apropierea Ucrainei de UE și Vest,
a fost pentru Rusia un lucru de neacceptat, o amenințare atât militară, în primul rând, apoi politică, pentru că o Ucraina democrată, prosperă, ar arăta rușilor, cel puțin celor din vest, avem aici o hartă a URSS-ului și a Republicilor Sovietice. Asta este Ucraina, cu galben, apropo, o să vorbim mai în detaliu, arăta rușilor că se poate și altcumva trăi și Putin și echipa lui ar fi posibil dați la o parte. Deci sunt prea multe lucruri pentru Putin ca să accepte o Ucraina relativ independentă, militar, politic și economic, și atunci s-a ajuns unde s-a ajuns. Bun, cam asta este pe scurt. Am vorbit pe primul videoclip cum a pornit această paranoia rușilor, cum că vestul le vrea rău, vestul vrea să-i cucerească, încă din timpul lui Ivan cel Groaznic, și am discutat despre apoi ce mai important țar ruș, despre sovietic, Stalin, și am rămas exact la momentul căderii, grosomodo, la momentul căderii Uniunii Sovietice și trezirii Ucrainei. Aceasta ce vedeți acum este harta dominației maxime a Rusiei în lume. Este Uniunea Sovietică, aici nu este Rusia, într-adevăr, dar din punctul meu de vedere, Uniunea Sovietică a fost doar o extindere a puterii Ruse. Deci tot Rusia domina acolo, că doar nu domina Kirghistanul sau Tajikistanul sau Ucraina. Avea un cuvânt foarte, din punctul meu de vedere, neesențial. Adică toate directivele veneau de la Moscova. Asta este Uniunea Sovietică și aici ce vedeți la vest este maxima expansiune. În timpul lui Stalin, practic, au câștigat al doilea război mondial cu resurse uriașe irosite împotriva germanilor, dar au câștigat și s-au extins dominația cel mai mult în Europa. Și și-au împlinit visul, obsesia lor, cât mai departe spre vest. Au cucerit, practic, iată, o treime din Germania, Germania de est avem aici, avem Polonia, Ceoslovacia era unită atunci, Ungaria, România, Bulgaria. Și oarecare influență spre Albaniei. Mă rog, Albania a fost mai departe, Serbia, Iugoslavia n-a jucat în tabăra rusă decât până la un punct și apoi lucrurile s-au diferențiat, să spun așa, începând la granița de vest a Ungariei, României și Bulgariei. Însă ce vedeți cu roșu a fost lagărul sovietic, pactul la Varșovia, maxima extindere sovietică. Bun. Urmează căderea Uniunii Sovietice în 1991. Cred că asta merita un videoclip, cel puțin un videoclip separat. Repet, am făcut multe videoclipuri despre Rusia, istoria ei, lupta între Rusia și Ucraina, le găsiți pe descrierea videoclipului. Căderea Uniunii Sovietice a fost, cred, cel mai important eveniment al sfârșitului de secol 20. Pentru noi, în primul rând, bineînțeles, pentru români, dar nu doar pentru noi, noi am fost, să zic așa, am beneficiat de acest lucru secundar, însă a redefinit cu totul nivelurile de putere din întreaga lume, practic dintr-o superputere, rivalizând cu SUA, URSS-ul s-a prăbușit, Rusia a devenit o putere de mână a doua și vedem și astăzi că e o putere de mână a doua, am tot spus asta că Rusia e o putere pe panta decăderii, nu își va mai reface fostul imperiu, nu are cum. Și vedem ce se întâmplă în Ucraina. Bun. Ideea este că Rusia a pierdut, la căderea Uniunii Sovietice, Rusia a pierdut controlul clar asupra Poloniei, Germaniei de est, bineînțeles, Poloniei, Ceoslovaciei, Ungariei, României și Bulgariei. Deci astea s-au dus în câțiva ani. Polonia, Ceoslovacia, Cehia, de fapt Slovacia s-au separat de cehi și Slovacia au aderat și ei mai târziu la NATO, dar Polonia, Cehia și Ungaria au aderat la NATO, dacă nu mă înșel, în 99. România, Slovacia, Bulgaria mai târziu și cu țările baltice în 2004. Bun. Rusia n-a putut să facă nimic ca să oprească asta. Nu mai avea resurse, nu mai avea forță, nici nu a încercat cu adevărat, a protestat, bineînțeles, dar nu a reușit să facă mare lucru. S-au mulțumit rușii și cam asta a fost înțelegerea, că rușii vor domina fostul spațiu sovietic. Asta ce vedeți aici tot. Asta cu roz este Rusia. Avem apoi țările baltice care, într-adevăr, au ieșit din schema asta pentru că sunt popoare germanice acolo, sunt pro-occidentali, mult mai mult decât noi, apropo. S-au dezvoltat repede, au fost, cu toate că acolo sunt foarte mulți ruși, minorități ruse serioase, nu ce avem noi în România, e practic insignifiantă, sau în alte țări din fostul pact de la Varșovia. Cu toate astea, repet, aceste țări au fost clar anti-ruse, s-au dezvoltat, germanice, susținute
de vest și au aderat la NATO. Deci singurele țări din fostul spațiu sovietic, spațiu sovietic mă refer, republici sovietice, fost republici sovietice în acest moment, aderate la NATO și clar Uniunea Europeană pro-occidentale sunt fostele, sunt actualele țări baltice, da? Și v-am explicat de ce s-a permis acest lucru. Dar sunt mici, neesențiale, vedeți, zona de graniță este destul de mică cu Rusia. Rușii și aici au protestat, dar nu au putut face mare lucru, știau că nu are niciun rost să se opună la modul serios, pentru că au zis, domnule, o zonă mică, sunt relativ slabe, le putem rezolva dacă e ceva, nu ne stresăm cu ele, ok. În schimb, Bielorusia și astăzi este puternică în zona de influență rusă, da? L-avem pe dictatorul Lukashenko acolo, care nu de ani de zile, inclusiv cu represiune, fără niciun stres, îi ține în mână pe cetățenii bieloruși, din păcate. Avem apoi Republica Moldova, care știm situația delicată din punctul nostru de vedere cu Republica Moldova. Republica Moldova a oscilat foarte mult între vest și Rusia, în general a fost sub influența rusă, astăzi a ieșit în mare parte după această influență, Maia Sandu face lucruri bune acolo și urmează calea care trebuie. A fost prima care a reușit cu adevărat să mute, cum să spun, hotărât Moldova de pe linia oscilantă care era când cu rușii, când cu vestul, era așa nici în nici la stânga, nici la dreapta. Însă ei au acolo problemele cu Transnistria, Republica autodeclarată Transnistriei, care este practic o entitate separată, armata 14-a rusă acolo, deci încă nu au rezolvat problemele. Moscova a încercat cât a putut să țină de Moldova, să țină sub influența lor. Este bineînțeles Ucraina, asta cu Republica Moldova, asta cu Mov aici, Ucraina asta mare cu galben, care este în situația din ziua de astăzi, o să vorbim de ce. Și, bineînțeles, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghistan, Azerbaijan, Georgia și Armenia. Iar sunt mici Georgia și Armenia. În general, cu foste republici astea mai mari, Kazakhstan, Tajikistan și astea, în general, s-au cam raliat poziției Moscovei. Nu au, până în ziua de astăzi, nu au prea comentat. Au fost, sunt bogate în resurse naturale, în mare parte, nu toate, dar unele între ele. Și atunci cumva au fost acolo impuse niște dictaturi de către ruși susținute de ei și au cam rămas în sfera sovietică și nici nu au frontieră cu NATO. Aici China, în schimb, va vrea să își impună dominația încet încet pentru că China are nevoie de resurse naturale masiv, cât mai ieftine și le poate lua din aceste republici, pe care le poate influența financiar. Pe măsură ce puterea rusă va decădea, China se va, și nu numai China, dar în principal China dorește să se mute. De asta și liderul chinez a fost, dacă nu mă înșel, în vizită acum nu foarte mult timp, am și discutat, cred că într-un videoclip, la o întâlnire a liderului din această zonă, în care a încercat să facă tot felul de înțelegeri și cumva i-a dat peste nas lui Putin, așa mai finuț, dar mă rog, a dat un semnal. Cam asta este situația actuală. Ucraina, în schimb, nu a jucat cum au crezut rușii și nici Georgia. Din acest motiv vom vedea imediat la ce s-a ajuns. Hai să începem prima dată cu Ucraina, că e cea mai importantă. Orange Revolution 2004, nu știu dacă vă amintiți unii dintre voi, în 2004 au fost iară proteste în Ucraina, prima oară, 14 ani, mă rog, de fapt 13 ani, că 99 a căzut URSS-ul, după căderea URSS-ului, Ucraina a spus, vestul Ucrainei cel puțin, nu mai vrem cu Rusia, vrem cu Occidentul. A fost un șoc uriaș, a fost practic alegere între acest tip, Victor Iușcenko și Victor Ianucovici. La limită au încercat să-l otrăvească pe Iușcenko, care era pro-occidental, la limită a câștigat Iușcenko. A fost o lovitură pentru ruși, un șoc, însă Iușcenko nu a reușit foarte mult, a fost un fel de Constantinescu al nostru. Cumva s-a botat de aproape toată lumea, de servicii, de ruși,
nu a reușit să facă mare lucru, a fost o speranță irosită a ucrainilor, dar a fost cumva deschisă fereastra, se poate și altceva. Bun. În 2008 are loc summitul NATO la București. Da, știu, nu vă vine să credeți, dar niște lucruri, cum să spun, urmările în Ucraina, ce se întâmplă în Ucraina sunt urmările a ceea ce s-a hotărât cumva la acest summit de la București. Kind of, de aici au pornit. Ce s-a întâmplat la summitul ăsta, a fost și Putin aici, a vorbit, iată, și cu Băsescu, mă rog, a fost așa mai mult niște politețuri legate de partea română, nu asta era important. La acest summit de la București 2008, când Iușcenco era în Ucraina și în Georgia, vom vedea imediat, era Saakashvili. Saakashvili a fost iarăși un pro-reformist, un pro-occidental. La acest summit de la București, NATO a spus oficial că ia în calcul și întinde o mână o opțiune de aderare la NATO, Ucrainei și Georgiei. Ce s-a întâmplat atunci? Putin a fost foarte furios și elitele ruse au spus clar: Am fost de acord. Am tolerat extinderea NATO spre est, am tolerat pierderea Poloniei, România, Bulgaria, etc., a țărilor baltice, însă nu putem tolera pierderea influenței în fostele republici sovietice, pentru că atunci granițele NATO vor fi alături lângă granițele Rusiei și acest lucru nu poate fi tolerat. Asta, după cum spuneam, e o psihoză în Rusia, e o poveste vândută foarte mult de sovietici, da, doctrina sovietică, propaganda sovietică, și a rămas în psihic poporului rus, NATO vrea rău, a fost preluată, bineînțeles, de Putin, pentru că îi ajută să se legitimeze. Asta fac dictatorii în general, când nu poți oferi un trai bun, că niciodată nu poți oferi un trai bun sau economie funcțională, pentru că sunt dictatori și, prin definiție, trebuie să preseze oamenii ca să execute ordinele sau trebuie prin corupție, prin mită sau pușcărie. Economia suferă. Țările nu se dezvoltă. Rusia a rămas în urmă, mult în urma Occidentului, din multe puncte de vedere. Și atunci ce fac ei? Vin cu povești. Naționalism. Naționalismul e bun până la un punct limitat. În momentul în care încep să spui că nu, rușii noi suntem mai buni, suntem mai superiori sau orice alt popor decât alte popoare, e o problemă, e o manipulare de 2 lei și ar trebui să respingeți oricând așa ceva, pentru că sunt doar povești vândute ca să vă prostească pentru a vă lua voturile și după aia pentru a vă lua libertatea. Asta a făcut Putin. NATO vă vrea rău, eu vă conduc, vă scap de NATO. Până la urmă nu i-a scăpat nici de NATO, adică în sensul că acum în Ucraina rușii luptă cu armele NATO, dar sunt soldați ucrainieni, foarte motivați, foarte patrioți, dar armele în principal care luptă ei, cel puțin la nivelul armelor high-tech cu care i-au oprit pe ruși, că rușii au evoluat inițial și apoi au fost opriți tocmai datorită masivului ajutor NATO venit din partea Americii în primul rând și nu numai. Armele alea high-tech i-au oprit pe ruși și le-au oferit sărăcie rușilor, că nici nu pot să spui că au trăit super bine, s-au dezvoltat. Nu, banii s-au dus spre armată și ce vedem astăzi? Armata rusă e plină de corupți, nedotată, haos, infrastructura e praf, deci cam asta se întâmplă de obicei. Nici o dictatură în istorie nu a sfârșit bine pentru popor și cred că asta contează. Cum trăiește poporul, cum se dezvoltă națiunea, asta e ideea. Dacă faci parte dintr-o națiune, vrei ca acea națiune, așa e logic, să prospere atât economic și cât și din punct de vedere al infrastructurii, al culturii, al civilizației, al educației. Nu s-a întâmplat nimic în toate astea în Rusia. Bun. Deci, în mare, cam asta a fost poziția rusă. Nu tolerăm așa ceva. Ucraina și Georgia și orice alte republici foste sovietice, mai puțin țările baltice, nu vom accepta să devină membri NATO. E o amenințare pentru siguranța Rusiei, esențială. Bun, și nu la mult timp după a urmat războiul ruso-georgian din 2008, când Georgia, o țară mică, asta de aici cu Maro, a fost zdrobită de ruși. Erau vorba niște teritorii, care, la fel ca și Moldova, niște teritorii pe care rușii le-au susținut să fie independente, ghilimele de rigoare. Georgienii au încercat să le alipească, cum era normal, țării Georgiei și rușii au intervenit militar, au zdrobit pe georgieni, fiind mici, țară mică, n-au rezistat, n-au făcut față și vedem.
uitați-vă ce s-a întâmplat și aici. Dacă vă amintiți, în 2008 a fost, eu mă amintesc episodul. Deci aceleași experiențe pe care le trece și Ucraina, din fericire pentru georgeni, la un nivel mai mic și pe perioada mai scurtă, pentru că nu au rezistat, nu au putut să, din fericire. Din fericire pe termen scurt, atunci pe termen lung Georgia cumva a ieșit din a fost forțată să iasă din sfera pro-occidentală și să intre în cumva așa pe o linie, cum era Moldova, pe o linie când între Occident, când între Rusia. E complicat ce se întâmplă acolo. Însă fiind o țară mică, nu își permite să lupte ca cum fac ucrainienii să reziste pe termen lung Rusii. Însă, debandada rusă din Ucraina, am spus și în alte videoclipuri asta, dă încredere tuturor celor care vor să scape de Rusia și s-ar putea ca în viitor să vedem cum toate republicile astea sau o mare parte în ele va zice pa, salut, la revedere. Vrem să mergem cu Occidentul, cu China, cu cine vor ei, cine crede ei că le oferă o alternativă mai bună. Deci, 2008, summitul la București, NATO spune Ucrainii și Georgii că vor intra în NATO, Rusia este furioasă, se opune, la câteva luni armatele ruse năvălesc în Georgia. Ucraina nu era cazul pentru că am spus că Iușcenko a fost sabotat și câștigă alegerile apoi în 2010 preferatul Rusiei Ianucovici, tipul ăsta de aici. Rusia este calmată, ok, am rezolvat Georgia, am rezolvat Ucraina, totul e bine și totul a fost bine pentru ei până în 2014, când încep protestele nou în Ucraina, Euromaidanul. Euromaidanul, ce s-a întâmplat? Ianucovici era cumva în discuții cu Uniunea Europeană și cu Rusia pentru un acord economic și a spus nu facem acordul cu Uniunea Europeană, facem acordul cu Rusia. Și pro-europenii din Ucraina, care sunt destul de mulți, mai ales în vest și în Kiev, au spus nu, noi vrem cu Uniunea Europeană. Au ieșit la protest, s-a tras, bineînțeles, s-au întâmplat tot felul de abuzuri, oamenii au fost omorâți și Ianucovici a fost forțat să fugă din țară. Asta era în 2014. În 2014, influența Rusiei asupra Ucrainei prin Euromaidan este practic înlăturată. Rusia se simte practic pusă în fața faptului împlinit. Gata, Ucraina a ieșit în mare parte de sub influența noastră. După fuga lui Ianucovici și pierderea controlului Rusiei asupra Ucrainei, când aceasta practic a hotărât în mare parte că o să meargă cu Uniunea Europeană și spre vest, Putin a dat ordinul de ocupare a Crimeei. De ce a ocupat Crimeea? Crimeea este esențială pentru controlul asupra Mării Negre. Principalul port pentru flota rusă, flota militară rusă, este cel de la Sevastopol, de aici din sud-vestul Crimeei. Fără Sevastopol, flota militară rusă ar fi pierdut control, în câțiva ani ar fi pierdut controlul asupra Mării Negre și nu își putea permite așa ceva. Au dat ordinul, s-a început ocuparea Crimeei. Situația a fost total diferită față de acum, pentru că atunci o mare parte a armatei ucrainiene a trecut de partea rușilor, din Crimeea mă refer. Mulți generali, apropo, au trecut de partea rușilor. Chiar conducătorii flotei ucrainiene au trădat. O mare parte a Crimeei este locuită de populație rusă, deci rușii sunt majoritari în Crimeea și atunci a fost foarte simplu pentru armata rusă să ocupe această regiune fără mari probleme sau lupte. Plus că armata ucraineană era o umbră a unei armate profesioniste, fusese sabotată de oamenii lui Ianucovici, fără fonduri, deci s-au prăbușit destul de repede și Crimeea a fost ocupată repede. Ce au mai făcut rușii atunci? Au sprijinit militar, bineînțeles, mișcările de secesiune din estul Ucrainei, din zona Liceansk și Donetsk, care sunt și astăzi sub controlul Rusiei. Provinciile astea au rămas în mare parte, a fost un conflict atunci, au respins trupele ucrainene, repet, armata ucraineană era foarte, foarte slabă atunci și au ocupat estul Ucrainei, care era și este încă în mare parte locuit de populație pro-rusă. Acum, bineînțeles că după războiul actual, eu sunt de părere și nu doar eu, că o mare parte a acelei populații la care inițial a fost prorusă și au schimbat părerea, pentru că în momentul în care cineva te bombardează, îți omoară membrii din familie, că asta se întâmplă în război, din păcate, îți distruge proprietățile, nu prea mai ești prorus, lucrurile se schimbă.
Deci, situația acum cred eu că este diferită la, pe teren, referitor la ceea ce vor oamenii de acolo. Însă atunci, o mare parte a populației era pro-rusă și aceste regiuni au fost, cu sprijinul armatei ruse, au fost scoase sub controlul Ucrainei. Deci Putin și-a asigurat o prezență în estul Ucrainei, niște regiuni sub controlul lui și, bineînțeles, controlul asupra Crimeei. Ce au sperat rușii și Putin? Că Ucraina va ceda, Ucraina își va da seama că nu poate să reziste și că va reveni cumva sau cel puțin va înceta colaborarea cu NATO. Însă s-a întâmplat un lucru opus. Agresiunea Rusiei a mobilizat națiunea ucraineană, cel puțin pe cei din vest și din centru, din zona Kievului. Și cred eu că încă de atunci a început, repet, această schimbare de atitudine din proruși, chiar cei din est, o parte au trecut de partea ucrainienilor sau au devenit cumva antiruși. De ce? Pentru că această zonă a devenit o zonă de conflict și, repet, în conflict nevinovații în general suferă și atunci lucrurile se schimbă. Deci, Ucraina s-a mobilizat, a început să investească sume uriașe în armată, a început să primească ajutor militar cu NATO, să strângă legăturile cu NATO, în loc să rupă legăturile cu NATO, să-și antreneze armata și astfel am ajuns în situația de astăzi, când avem o armată ucraineană chiar bună și chiar hotărâtă să lupte. Putin, văzând acest lucru, ca anii au trecut și Ucraina, în loc să cedeze, devine mai puternică, bineînțeles că aveau informații în interior, că armata ucraineană evoluează și a dat seama că trebuie să acționeze 2021-2022 dacă vrea să păstreze controlul și să-și mărească zonele de control pentru a slăbi Ucraina și a îndepărta pericolul de granițele Rusiei. Așa au gândit ei. Și să vă arăt ce îi sperie pe ruși. Aceasta este cu roșu, am făcut aici granița Ucrainei cu Rusia. Da, granița oficială, că acum Liceanscu și Donescu sunt ocupate, Mariupolul sunt ocupate de ruși. Situația acum arată cam așa. Deci granița asta e granița și ea este mult spre vest, binișor spre vest. Da? Ce îi sperie pe ruși? Aici este Volgogradul, în zona Rusiei. Volgogradul este fostul Stalingrad. El controlează controlul asupra sudului Rusiei, este pe râul Volga, în sudul Rusiei este Caucazul, este Cecenia, unde rușii au luptat ca să mențină controlul aprig în la sfârșitul anilor 90, este Georgia, de care vorbeam, este Armenia, Turcia și sunt câmpuri petroliere foarte, foarte bogate. Dacă Rusia pierde, se teme, cam asta e în capul, repet, generalilor ruși, și a elitelor ruse, cu siguranță influențate de tot ce s-a întâmplat în ultima sută de ani și de spălarea pe creier făcută de sovietici, ei se tem că dacă această graniță de est a Ucrainei, da, să pun pe celălalt desen, această graniță de est a Ucrainei ajunge sub influența NATO, sau poate nu chiar oficial, dar neoficial, ca Ucraina să fie o aliată puternică a NATO, se tem că distanța dintre granița de est a Ucrainei și Volgograd-Stalingrad este foarte, foarte scurtă și dacă vreodată NATO se hotărăște să atace Rusia, cu toate că eu mă îndoiesc de așa ceva, ei vor fi expuși și vor pierde militar, vor pierde controlul asupra sudului Rusiei, Caucazului și a tot ce am menționat mai înainte. De asta vor să disperați, vor să ducă această graniță cât mai spre vest. În al doilea război mondial la Stalingrad, unii dintre voi poate știți, am făcut videoclipuri despre asta, două cu armata română, implicarea armatei române acolo. Cea mai importantă bătălie a războiului pe frontul de est a fost la Stalingrad, unde Stalin a masat toate forțele posibile ale armatei ruse ca să se oprească pe germani. Deci a spus, până acolo nu ne mai retragem. Și au pierdut enorm de mulți oameni. Acolo am fost și noi, armata 3-a și a 4-a română, alături de germani, am fost a doua forță și a fost un dezastru militar. Încercuire la Stalingrad, iarna, când am pierdut foarte, foarte mulți soldați și echipamente. Repet, aveți videoclipurile în descrierea acestui videoclip cu ce s-a întâmplat acolo, ca să vă faceți o idee despre cât de important este pentru ruși acest Volgograd-Stalingrad. Deci, ăsta este unul dintre motivele pentru care Rusia vrea această graniță, exact ce s-a întâmplat în urma războiului, cât mai spre vest. Ei ar fi preferat să o ducă încoace Poltava, Kiev, să ocupe
jumătatea de est a Ucrainei, care zic că e pro-rusă, nu s-a gândit că o să fie războiul, că ucrainii vor lupta atât de dur, se vor împotrivi, pentru a ține cât mai departe forțele pro-NATO. Acum, după cum v-am mai spus, asta e și un joc al elitelor ruse, al lui Putin, dictatură, orice dictatură, dușmanii NATO vor să ne ocupe. Eu mă îndoiesc de așa ceva, n-are NATO asemenea planul. Planul este o alianță în principiu defensivă, nu ofensivă. Nimeni nu vrea să înceapă un război mondial. Din simplu motiv chiar afecta foarte mult economic. Nu e nimeni înger, dar orice război, vedem ce se întâmplă acum, un război serios între NATO și Rusia ar fi mult mai devastator. Deci na, nu vorbim de război nuclear, care ne-am întoarce în epoca de piatră, la care, repet, nu îi dau șanse, am mai vorbit și în alte videoclipuri, vom mai vorbi și în altele. Deci, pur și simplu, Putin vinde poporului chestia asta, ce au zis Stalin și sovieticii, este corect, NATO vrea să ne ocupe, de asta mergem în război, de asta au ajuns să-și creadă propaganda și are nevoie de un dușman ca să păstreze controlul el asupra poporului și resurselor lui, el și apropiații lui, că sunt foarte bogați, așa spun anumite publicații economice, printre cei mai bogați oameni de lume, conducătorii ruși. Dar poporul nu e bogat, ca asta se întâmplă la dictatori. Poporul în general sărăcește și câțiva se devin extrem de bogați. Cam astea sunt motivele, sunt simple, spun eu, militar, harta, ținem cât mai la vest dușmanul, NATO vrea să vă ocupe, noi vă apărăm, sprijiniți-ne pe noi. În încheiere spune atât, și am mai spus acest lucru, viitorul Rusiei este împreună cu Europa, nu împotriva ei. Tot timpul când Rusia a fost împotriva Europei, a pierdut. Nu numai militar, și economic, și dezvoltare. Rusia ar putea, cu o conducere democrată, o conducere pro-economie de piață, nu spun pro-occidentală, pentru că e cam mult, ar putea să schimbe total în o perioadă relativ limitată felul cum arată Rusia. Nu se poate peste noaptea asta, limitată, când mă refer la 20 de ani sau ceva de genul ăsta, dar este o perioadă foarte scurtă la scara istoriei, în sensul că o Rusie care ar încuraja o economie de piață, șanse egale pentru cetățeni, să nu mai fie dictatură, să nu mai fie corupție atât de mare, să nu mai fie clanuri care, dacă încerci să faci ceva și deranjezi, te arestează și îți confiscă tot, cam asta se întâmplă acum în Rusia, economia s-ar dezvolta, oriunde lumea s-ar dezvolta, dacă nu ar fi aceste probleme. Și atunci Rusia este uriașă, resurse, am spus că are de unde să susțină investiții decente în dezvoltarea țării și într-o economie transparentă. Nu mai spun turismul, ce potențial are Rusia, istoriei, deci a fost, bineînțeles, și este unul din stâlpii istoriei europene. Au fost implicați în aproape toate războaiele mari europene, de partea binelui și de partea răului, deci au oscilat. Însă, în general, au avut această tendință de a cam rămâne pe unde, cam cu forța, pe unde mergeau, inclusiv în România. Și ce le-a dus acest lucru? În afară de teritorii, poporul rus a trăit vreodată bine? Nu. Putem spune că poporul rus, poporul sovietic, nu a trăit niciodată cu adevărat sau nu a simțit niciodată cu adevărat, la modul serios și pe termen lung, beneficii economice pe urma acestor cuceriri. Nu, ele au fost irosite de către conducători și așa într-un fel de obsesie, hai să facem imperiu cât mai mare, de dragul de a-l face mare. Ori nu văd la ce folos, la ce să îți consumi resursele și cetățenii și să luptă, să moare pe front, fără rost. Deci, această problemă este o problemă artificială, falsă, spun eu, pentru că NATO și Ucraina, cu atât mai puțin, n-are de gând să atace teritoriul rusesc și să cucerească teritorii rusești. Uniunea Europeană, cu atât mai puțin, Uniunea Europeană nu e o alianță militară, nici nu are o armată comună, din păcate. Ce se poate face, repet, este ca Rusia să își schimbe atitudinea, conducătorii, și acest război va avea niște consecințe, pierderea lui, pentru că acolo se va ajunge, v-am spus de la bun început, pe termen mediu-lung, Rusia va pierde războiul, indiferent de ce se întâmplă pe termen scurt, și pe termen scurt stau dezastruos, nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă pe termen mediu-lung, vor fi consecințe, sper ca Rusia să înțeleagă, elitele ruse să înțeleagă că trebuie o schimbare și
istoria pentru ei poate să ia un cu totul alt curs, care să fie diferit de tot ce s-a întâmplat până acum și să le aducă prosperitate și liniște. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut acest videoclip dați un like, scrieți un comentariu, distribuiți, abonați-vă la canal. Urmează mai multe videoclipuri, inclusiv despre perioada când Ucraina a fost o putere nucleară, o perioadă scurtă, și a renunțat la acele arme nucleare, consecințele le vedem astăzi, și multe alte videoclipuri interesante și despre alte perioade, alte țări, alte puteri, pentru a înțelege cum funcționează istoria, cum ne influențează viața tuturor și cum pot fi lucrurile pe termen lung îmbunătățite. Ok, mulțumesc mult, numai bine!